Cu pădurea are de tace omul. Are de tace și-o spus. Pădurea o taie și ne-o taie. O taie oamenii care au drujbă, care au tractoare și noi cumpărăm, că nu avem decât. A cui este pădurea? A primăriei. Primăria o coordonează, dar e a poporului. Eu așa cred eu că e a poporului. Pădurea e a noastră, propriu zis. Dar pentru că ne ducem la pădure, să mă duc eu, că eu am cai, să mă duc cu cosia, trebuie să scot un bon, care costă 1 milion și ceva. Și cine taie pădurea? Ei care au drujbe și tractoare, care vinde la... Care ia de-o taie, aia e problema. Aia, păi ăștia care unul de pe la Prigori, cum cațelul sau care... Nu. Și ăsta ar trebui ca să se ia măsuri să nu-i dea voie, domnule. De ce să taie pădurea? Va să zic chiar în 2 ani o terminat-o, pe urmă n-ai ajunge să-ți mai aduci un lemn. Hai chiar că tot taie acum. Dacă în 2 ani când au terminat-o, când vine drumul și vine cu mașina aia mare și să le faci așa, îți voamă și casa și drumul. Că l-a turnat domn Victor așa, de 3 degeți l-a turnat drumul. De 3 degeți, l-a luat banii. Și tu după aia suferi, te faci din groapă în groapă așa. Așa face cu canalizări, așa face cu apa, așa face cu pădurea, așa face cu izlazul, cu tabugan, cu maestrii ăștia care sunt maestrii, fac bani pe spatele proștilor. Bun, dar primarul v-a întrebat în legătură cu pădurea? Primarul nu se bagă. Primarul e om cu bun simț. Se bagă, e om cu bun simț. Se bagă vicii. Se bagă vicii, că vicii vrea să facă și el un ban, că e de-aș proștii. Dar au cu izlazul, i-l-o dat cu tabugan, cu mulți oameni cu ăștia. Cum mai... Spus că n-are timp să numere banii care are. N-are timp să numere. Om care e de obicei va vorbi la o parte de țuică. Și atunci pe noi ne bajucurește. Proprietățile, am proprietate și două. Eu taie ca cel la Prigoni. Eu nu pot să zic nimic. Că via vricile primari. Vin, domnule, la urmă și pe mine mai ajuns el, mă dea la rușul, la american, și nu ajuns el acolo să lucrezi așa. Ce face? V-a întrebat dacă sunteți de acord cu pădurea să fie vândută? V-a întrebat dacă sunteți de acord? Nu, nici nu, am auzit așa numai că se duce. Au plecat să facă drum. Că el l-a cumpărat. De la cine? Trebuie să vorbim cu poporul ăsta. Domnule, ești de acord, nu ești de acord? N-au treabă. Fac ce vreau ei, domnule. Fac ce vreau ei, nu. Poporul e prost. Deja am ajuns prost și n-am bine să ne cumpărăm. Și să ne cumpărăm o pistă. Și maestru el, s-a bugat. Dacă știe domnul Balan, la Globul Craiovei, când am fost la votare cu postul primar, a spus așa, votați-l pe Terteleagă, că eu sunt președintele... A fost să coboare cu 70 de tone, să coboare să exploateze pădurea. Sunt oameni bătrâni, frică să vorbească, să merg pe principiul ăsta. Nu poți... Nu, și vibrațiile și așa... Vibrații tot. Păi dar nu rezistă drumul, că drumul nu-i făcut pentru 7 tone jumate, da, cred că-i făcut. Da, atât. Bagă mașina de 7 tone. Mai nu, trebuie să-i drumul pe acolo, pădurea asta, că știi drumul. Da. Când zic, uite, nu crezi, fără hotărârea consiliului local, fără nimic. Acolo ia-te drumul nou, sus, să-l știu. E dobori la... Până acolo. Consiliul local, în cadrul Consiliului Local al Comunei Ablanița, numele meu este Bălan Petru și am depus o plângere penală împotriva Consiliului Local, că a încheiat un contract între Ocolul Silvic Meadia și Primăria Ablanița cu acte false, fără hotărârea Consiliului Local. Acest contract s-a încheiat și cu direcția silvică Caraș-Severin și cu IRTSV-ul Timișoara, fără hotărârea Consiliului Local. Am depus o plângere penală, este un dosar penal în cercetare, numărul 2621 per P per 2014. Și am sesizat, am cerut autorității locale în data de 19, am depus o nouă plângere pentru încetarea activităților privind acest dosar, deoarece firma ProSRL a domnului Verindeanu Petru execută lucrări în continuare la drumul de acces pentru a exploata Valea Petnicului. Da, există vreo autorizație pentru drumul ăsta? Pentru drumul ăsta nu există nicio hotărâre a Consiliului Local pe raza teritorială administrativă a Comunei Ablanița, că această firmă se execute lucrări pentru drumul de acces forestier la Valea Petnicului. Dar pe unde vor căra lemnele? Că lemnele vor căra prin localitate. Eu am depus o plângere și la Poliția Locală
din Iablanița și șeful de post mi-a spus că nu este indicator de 3,5 tone și ei pot să transporte cu orice tonaj doresc. Drumul pentru ce maxim, sarcină maximă? Sarcina maximă este de 3,5 tone. Poliția locală, să știu mai mult, acest contract este ilegal încheiat, doar este și un proces și nu știu cum domn procuror de caz n-a solicitat întreruperea lucrărilor, când este un dosar în desfășurare. Și încă fac drumul. Ei încă fac drumul, da. Este o pădure virgină de 125 de ani, stejar, material lemnos foarte bun, care s-a vândut la prețul de 73 de lei, au zis, la 73 de lei metru cub, fără licitație, că proprietar fiind comuna Iablanița, Consiliul Local, Consiliul Local trebuia să scoată la licitație, nu Direcția Silvică sau Columeadia. Ce au zis consilierii? Au fost toate... Consilierii sunt singuri împotriva lor. Ce să... Sunt singuri care mă bat împotriva lor în această localitate și vă mai aduc la cunoștință încă o dată. Consiliul Local Iablanița este constituit ilegal cu acte false. Să știe instituțiile statului DNA, Odicotu, să cerceteze acest aspect. A fost și un dosar de cercetare penală în care a fost inclus consilierul Bălan Iosif cu Partidul Verde. La Curtea de Apel Timișoara s-a întrerupt. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Ați făcut sesizări către prefectură? Am făcut sesizări către prefectură cu nenumăratele probleme care se întâmplă la comuna Iablanița în anul 2013, în care am cerut dizolvarea Consiliului Local cu număr de înregistrare 12601, în care am menționat și furturile din fondurile apei care s-au făcut în această localitate. Ce v-au zis? Nu mi-au dat niciun răspuns. Când am solicitat o ședință publică cu prefectul de Caraș anul trecut, când s-a scos la licitație pădurea, și n-a venit în localitatea Iablaniț, în localitatea Peding. Am făcut o invitație să vină să ne explice cum din patrimoniul comunei Iablanița să vând către unități comerciale, să vândă partea lemnoasă. Fără acordul Consiliului Local, nici o tărâre, nimic nu există în acest sens. Nu pot să încheie un consiliu. Când l-am sunat pe domnul Stepănescu de la Direcția Silvică Caraș, am întrebat, domnule, cum ați putut să semnați un contract fără hotărârea Consiliului Local? Fără hotărârea Consiliului Local, un contract încheiat în primărie și unitate nu este valabil. Ce v-a zis? N-am primit niciun răspuns. Am depus sesizare la Ocolul Silvic, am depus la Direcția Silvică, la prefectură. Din partea prefecturii am primit un răspuns care a dat să se cerceteze la RTSV Timișoara cum s-a licitat din patrimoniul comunii către unități comerciale. Băran Petru, consilier local. Nu se vede după dâmpul acolo. Hai mai pe la curba acolo sus, am eu. Poți să fie autorizat, să ia acordul consiliului. Nu poți să vezi cu lucrări. Nu fac. Mă, dacă e pădure. De rungă mers motoare, zic eu. Cărei care plătim până în martie, reduce cu 10%. Se reduce ca să ai legea, nu că... Da, au crescut, că... Noi ne punem... Duc la cunoștință și în Consiliul Local și au început să râde de mine și consilierii sunt toți la una. În data de 18 am sunat la 112 în urma sesizărilor primite de la cetățeni din localitate că au început lucrările de exploatare la drumul forestier pentru drumul de acces pe Valea Petnicului. Am sunat la 112, am spus, uitați, se execută lucrări, dar este un dosar în desfășurare, 2621/2014 și nu știu cum nu s-au încetat lucrările. Încolo am primit amendă 5 milioane de lei de la Poliția Locală. Nu v-a amenințat, am înțeles că ați primit amenințat. Am fost amenințat în data de 17-a 3-a, am fost amenințat de rotarul meu, Adrian. M-am urcat la el la mașină și l-am întrebat de ce tu mă amenință, deoarece eu am depus plângere împotriva Consiliului Local și Ocolul Silvic Media. Și a început că se întâmplă, mi-a spus că se întâmplă multe lucruri în lumea asta, că dacă am familie, copii, se poate întâmpla accidente și mie mi se poate întâmpla orice. Pentru că am supărat multe persoane și ei au spus că și-au rezolvat problema. Amenințări. Și amenințările astea devin pentru că eu am depus multe plângeri că s-au furat peste 2 milioane de euro din fonduri APEA din 2007 până în prezent cu Consiliul Local. Am depus o sesizare pe ce motiv asta, mașinile primăriei au părăsit teritoriul României fără acordul Consiliului Local și a Comisiei Juridice, deoarece există vonul, s-a făcut contrabandă cu țigări. Și vă rog să autoritățile abilitate, DICOTUS, la care se ocupă să verifice acest aspect. Și astea sunt amenințări și am mai primit amenințări. Mi-a tras un verișor
atenție, o rudă, să fiu foarte atent. Mi-a spus cu următoarele cuvinte: Petre, ai grijă că ai doi copii de crescut, că domnul Oprea îl va suna pe domnul Ponta, domnul Ponta Curtea de Conturi și probleme din astea. Amenințări peste amenințări, am fost amenințați și la lucru, s-au dat dispoziții, dar acolo sunt oameni capabili care nu au luat aceste măsuri. Am fost de 3 ani de zile sunt amenințat, mă lupt cu acest sistem, vreau să trăiesc într-un stat de drept, sunt membru a Uniunii Europene, nu vreau să trăiesc în Republica Tabugan. Da, dă telefonul, Stefanio. Urc, că și eu. O să vrea să facă exploatare. Și-l lăsat aici la noi. Tof. Oamenii ești la televiziune, să știi. Așa. Da? Nu dați nimic, nu faci. Nimic. Vine la cimitir, da, și pe vârd. Și pe șupă vine. Da, vine tot, tot acolo. Numai dacă mergeți acolo să vedeți unde e regola. Unde, prinde să facă, prinde să asfalt, de acolo toată, suge la râu. Putem să facă până aici așa, la 20 metri. Să facă regola, tot i-am spus. Nu se interesează nimeni. Și ochii când au oprit apa, că apa s-a dus la râu drept. Bă, da. Că s-a făcut drumul, numai atunci nu i-a trebuit la nimeni. După ce s-a făcut drumul, ne-a dat în gând că... Uite, la casa aia, acolo se putea la tot dată să-mi vin gândit. Nimic, răbăși. Vede să-mi ieși acolo. Cine-o cu vouă în pași? Uite, pe așa. Și la altă vine, la altă era pe dincolo. Mă, dar văd că sunt și casă. Cum stau oamenii? Uite, sub tapă. Sub tapă să. Așa trebuia da. Făcut ce canalul. A fost făcut. A fost făcut, totul. Nu, domne, canalul nu trebuia pișa făcut. Nimic. Trebuia de acolo, nu tăiat și aduce apa de pe stradă, de pe mala mare. O aduce și o bagă aici, taie drumul așa. Domnule, când îți ploi mare, aici nu se merge. La mine nimic, până aici vreau să pe cum te aici? Nimic. Omul ăsta nu vă nimic. Atunci... Ieri a Buda și am scos-o și am arătat-o lui Vicili. A spus Vicili, că ce să fac? Că cum ce să faci, mă, omule? Să găsăm o soluție, să o mutăm de aici. Casa asta stă numai în apă. Uitați, casa e numai în apă. Uitați și acolo parțean. Filmați-o ca să se vadă. Uitați. Că tot tras până sus și tot gira. Da, uite, fii atent. E subsol și să vă spun, până aici tot timpul m-am băgat. Aici plin, full. Că apa cealaltă de pe strada elaltă vine tot în roată și tot aici vine. Tot aici vine. Tot aici vine. În dreptul grădinii rezolv problema. Mier cu șanțul m-am băgat anul ăsta, nu l-am mai curățat. Că n-am mai putut. Numai de-a boie încolo se duc. Păi numai de-a boie. Că așa să strâng toate conservele. Uite, acolo vin. Și nu curăță nimeni aici. Păi dacă talia-i curața în dreptul talie, ea s-a dușă. Păi curăț eu că dincolo nu-i curățat. Dar nu-ți interesează. Dă-i drumul. Păi nu mă interesează. Păi apa trebuie să meargă în vale. Pe unde se duce dacă nu e curățat? Ba se duce, ba se duce dacă e curățat. Se duce dacă nu curățe. Păi dar unde se duce? Trebuie să locul respectiv care am. Nu, locul respectiv. Locul respectiv. Păi da, din curățat. Păi uite că Sandy, că cum? Păi dacă nu e curățat, nu cum se duce? Dar nu contează. Curățe în dreptul tău. Nu am pus nimic. Păi tu ești din curățat. Nu mergi apa pișa, nu mergi apa pe la Stroiescu. Nu. Măi, să nu mergi, am 49 de ani. Fac groapă, nu-i la... Vezi să-ți fac casă, Ștefan? Păi da, păi da, păi da, păi da, păi sigur că da, păi să-l uitați, o fost pe colopii la Struiesc, nu a fost, apa. Am plecat, am zis că nici n-are rău, cu viceprimarul are angajată nevoastră la centru și formată. Așteptăm. Că ne durează și oare, nu tot cerut. Spuneți-ne care este problema cu pădurea din Valea Petnicului. Oamenii zic că ar fi ilegal ce se face acolo. Deci cu pădurea din comuna Iablanița, nu din Valea Petnicului. Noi avem un contract cu ocolul Silvic Mehadea de administrare și pază. Când s-o scos la licitație, pe noi nu ne întreba nimeni.
dacă vrem să vindem lemn, nu vrem să vindem, nu ne-a întrebat. Am sunat eu la direcția silvică la Reșița, domnul director Sănescu ne-a spus, domnule, pe dumneavoastră nu vă interesează, aveți contract de administrare și pază cu noi, pe dumneavoastră nu vă interesează de cum să taie lemnul. Noi știm, direcția silvică știe cum să taie lemnul. Și a fost, nu știu câte firme, habar n-am, au câștigat o firmă și acum s-au apucat oamenii să-și facă drum de acces să exploateze. Există vreo autorizație pentru acel drum? De la primărie n-am dat nimic, nici autorizație. Bun, dar lemnul va trece pe drumurile comune. Probabil o să vină la noi după autorizație, dar deocamdată nu a venit nimeni, nu... Mai există o acuzație precum că acea hotărâre de Consiliul Local, precum ca pădurea să fie dată către Ocolul Silvic, a fost dată după ce a fost încheiat contractul cu Ocolul Silvic. Cunoașteți? Da, cunosc și treaba asta. Deci noi eram obligați să facem contract cu direcția silvică pentru că orice lemn din România se taie în regim silvic. Și eram obligați. Eu nu mai rețin exact când s-a încheiat contractul, în februarie, în martie. Martie, nu, exact, nu știu. Eu în februarie am discutat la o ședință de Consiliu. Mă zic, noi trebuie să dăm pădurea la Ocol, să fim în regulă, să putem dormi liniștiți și eu și dumneavoastră. Acum că s-a semnat înainte cu... Cred că s-a semnat înainte cu o săptămână față de... Sau trei săptămâni. Față de... După, deci am semnat contractul și după aia am făcut hotărârea de Consiliu. Eu asta, cum să spun, mă asum, poate să fie greșeala mea. Am trimis vicele pentru că, vă spun de ce, în 2008 sau 2009 s-a făcut un contract cu Ocolul Silvic de fostul primar. De 50 de milioane pe lună plătea primăria la Ocol. Tot așa, administrare și pază. O plătit două luni primăria, după două luni nu mai avut bani să plătească Ocolul, s-a reziliat contractul. Dar fără o hotărâre de Consiliu. S-a reziliat că primăria nu a mai vrut să plătească. Ocolul Silvic ne-a dat în judecată, vor câștiga procesul și a trebuit primăria să dea banii din urmă. Cu 600 de milioane s-o dat din urmă, că am pierdut procesul. Când am venit eu primar în 2012, m-am dus la Ocolul Silvic să mai marcăm niște lemn, că m-a spus asta din primărie care răspundea de pădure, zice, domn primar, trebuie să mai marcăm niște lemn, că nu mai este. M-am la Ocolul Silvic, și i-am rugat, domnule, trebuie să veniți la Iablanița să marcăm. Stați, domn primar, că nu se face așa. Trebuie contract, nu putem să veniți să vă marcăm fără contract. Nu. Deci dumneavoastră ați avut contract, dar uitați, n-ați mai plătit, s-a reziliat, m-a arătat că a câștigat procesul, eu nu știam, am venit și aici la contabilitate, am văzut că și m-au spus ei adevărat. Și... Zic, domne, atunci cum să facem? Că eu nu am cum să vă plătesc 50 de milioane. Hai să facem undeva la 25 de milioane. Pentru că nu pot să vă dau atâția bani pe lună. La care directorul zice, domne, păi să vorbesc cu șefii mei și încerc să vă mai reduc. Dar aveți multe hectare de pădure, ar trebui doi pădurari, dar o să vorbesc cu direcția silvică la Reșița și să vedem. Avut două săptămâni, m-au sunat Ocolul Silvic Mehadea, zis, hai că angajăm numai un pădurar și o să plătiți 28 de milioane pe lună, adică 2800 de lei. Na, când am auzit de la 50 la 28, era aproape jumate, zic că e perfect, am spus lui Unda, zic, du-te, mă, semnează contractul și facem hotărârea după aia, dar e o castană să reduci de la 50 la 28 de milioane. Și asta s-a întâmplat. Deci, asta chiar mă asum, pentru că eram și obligați să facem contract cu Ocol, că orice lemn, dumneavoastră știți la fel de bine ca mine, și din proprietatea statului și din proprietate privată, să taie în regim silvic.
Care e avantajul dumneavoastră că Ocolul Sinti păzește această pădure a primăriei? Păi să știți doar că... Doar pentru faptul că legea așa spune? Una la mână, legea așa spune, și a doilea la mână, până acum, din verificările mele, de când sunt primar aici, chiar m-am uitat câți bani s-au băgat pe lemn în primărie. În fiecare an, când m-am uitat așa, în fiecare an maxim 700 de lei, adică 7 milioane bani vechi. Se băga pe an din vânzări de lemn, din... era o sumă infimă. Adică mai mult se tăia și nu se justifica. Că exact, că atunci când am făcut contractul cu Ocolul, a venit ITRSV-ul de la Reșița, o lua din nou în primire de la primărie, de la omul care a răspuns, și a imputat, am înțeles, 1.400.000 la omul care a răspuns de pădure din primărie. Nu știu. Cum vă numiți? Hațegan Petru. Da. Spuneți-ne, în legătură cu canalizarea, oamenii se plâng că le intră apa în casă. Ce proiect desfășurați la ora actuală? Am un contract de finanțare semnat cu Ministerul Dezvoltării. Am obținut și eu anul trecut, prin octombrie, l-am scos la licitație, am făcut licitația, a câștigat o firmă de la Reșița, i-am dat ordinul de începere în 7 martie anul ăsta. Le-am și facturat 100.000 de lei și oamenii și-au cumpărat că mine conducte, că am și o extindere de canalizare. Sper ca firma de la Reșița, m-a promis că în maxim 4 luni o să-mi termine și petnicul și globul și o să rezolv și canalizarea, scurgerea aia de care ziceți dumneavoastră. În maxim, așa m-a spus firma de la Reșița, că în maxim 4 luni se termină branșările și extinderea.